Elevii de clasa a 8-a se pregătesc de evaluarea națională. Între 15 și 17 iunie au loc înscrierile, iar pe 27 iunie va avea loc prima probă scrisă la limba și literatura română. Urmează o perioadă de înscriere la evaluare națională pentru clasa 8-a, cuprinsă între 15 și 17 iunie. Avem 111 centre de examen, 4 centre de evaluare și un centru de contestații pentru evaluarea națională la clasa 8-a. După evaluarea națională va urma bacalaureatul. Pentru examenul de bacalaureat avem înscriși 2814 candidați, dintre care 395 sunt candidați din seriile anterioare și 2419 candidați din seria curent. Probele scrise încep pe data de 4 iulie. 4, 6, 8 sunt cele 3 probe scrise la examenul de bacalaureat. Elevi din 32 de licee din județul Buzău vor participa la bacalaureat. În 10 dintre ele se vor organiza centre de examinare. Ca de obicei în ultimii ani, lucrările se vor corecta în alt județ.